Culturile din județ sunt afectate în această perioadă de atacurile porcilor mistreți. Autoritățile au fost la fața locului pentru a întocmi evaluări ale pagubelor produse de animalele sălbatice. Localnicii sunt disperați pentru că nu știu ce să mai facă pentru a-și pune culturile la adăpost. Avem atac de mistreți aproape în toate comunele. Deocamdată, v-am spus, am avut probleme în științări unde inspectorul nostru a fost pe teren, la Turceni și la Plopșoru. Astăzi este pe teren la Runcu, unde s-a solicitat întrunită comisia. Dacă pagubele produse de animalele sălbatice sunt de peste 7%, atunci proprietarii pot să primească desfăgubiri, aceasta fiind doar una dintre condiții.